Salutare tuturor! Ziua Mondială a Meteorologiei este sărbătorită în fiecare an la 23 martie, această zi marcând intrarea în vigoare în anul 1950 a Convenției Organizației Meteorologice Mondiale. Ziua Mondială a Meteorologiei este marcată în fiecare an încă din 1961. De fiecare dată, de Ziua Mondială a Meteorologiei, Organizația Meteorologică Mondială propune spre dezbratere o temă de interes universal pentru toate cele 191 de țări și teritorii membre. Ziua Mondială a Meteorologiei se desfășoară în acest an sub sloganul The Ocean, Our Climate and Weather – oceanul, clima și vremea noastră. Când vine vorba de vreme și climă, majoritatea dintre noi ne gândim doar la ceea ce se întâmplă în atmosferă. Dacă ignorăm oceanul, totuși ne lipsește o mare parte din imagine. Acoperind aproximativ 70% din suprafața Pământului, oceanul este un factor principal al vremii și al climei lumii. De asemenea, joacă un rol central în schimbările climatice. Oceanul este de asemenea un factor principal al economiei globale, transportând peste 90% din comerțul mondial și susținând 40% din umanitatea care trăiește la mai puțin de 100 de kilometri de coastă. Recunoscând acest lucru, serviciile meteorologice și hidrologice naționale, dar și cercetătorii monitorizează în permanență oceanul și modul în care acesta se schimbă, modelând maniera în care este afectată atmosfera. Astăzi, impactul crescând al schimbărilor climatice face ca observațiile, cercetările și serviciile oceanelor să fie mai critice ca niciodată. Tema zilei mondiale a meteorologiei Oceanul, Clima și Vremea noastră sărbătorește concentrarea Organizației Meteorologice Mondiale în conectarea oceanului, climatului și vremii în cadrul sistemului Pământ. De asemenea, marchează anul de început al deceniului Națiunilor Unite pentru Știința Oceanului pentru Dezvoltare Durabilă 2021-2030. Deceniul sporește eforturile de a aduna știința oceanelor prin idei inovatoare și transformatoare ca bază a informațiilor pentru a sprijini dezvoltarea durabilă. Organizația Mondială a Meteorologiei în calitate de agenție specializată a Națiunilor Unite pentru climă, vreme și apă se străduiește să susțină înțelegerea legăturii dintre ocean, climă și vreme. Acest lucru ne îndeamnă să înțelegem lumea în care trăim, inclusiv impactul schimbărilor climatice. Organizația Meteorologică Mondială este un organism specializat al organizației Națiunilor Unite. Organizația oferă cadrul unei cooperări internaționale în privința dezvoltării serviciilor de meteorologie și hidrologie. A devenit în 1951 agenție specializată pentru meteorologie, hidrologie operațională și științe geofizice conexe a Națiunilor Unite, având la bază Organizația Internațională a Meteorologiei fondată în 1873. România este membru al Organizației Meteorologice Mondiale din 1884 și a participat la primul congres al organizației din 1951.